It's time to battle! Doamne, dacă ați fi voi și în comentarii cota dragoste, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Suntem la episodul cu numărul 1 din semifinalele Roast. Nu te morți tăi și n-am repetat deloc. Vă mulțumesc foarte mult că ți-ați drăguți. Suntem în punctul în care începem să semănăm din ce în ce mai mult cu MCN Live. În sensul în care începem să fim ușor ok de privit. O să știi până se difuzează. Exact. Suntem la semifinale, ceea ce înseamnă că am trecut deja prin 4 episoade de calificări. Dacă sunteți aici, înseamnă că ați trecut și voi cu bine peste ele, ceea ce înseamnă că am rămas cu cei mai buni 16 oameni. Nu înseamnă nimic pentru voi, oameni buni! Bravo! Asta zic. Să știți că am citit aproape toate comentariile voastre. Ce n-am apucat să citim, am șters. Deci suntem foarte, foarte ok. Toată lumea a fost mulțumită. Avem cei mai buni 16 oameni în seara asta pentru voi. 8 în episodul de astăzi, 8 în episodul de săptămâna viitoare. Așa, sunteți foarte drăguți că ați venit în seara asta și vreau să vă prezint juriul. Reguli n-are, o să mai spun. În Aros Battle, nu știu o țară întreagă vorba aia. Deci regulile nu mai trebuie să fie spuse. Dar hai să trecem la membrii juriului care o să mă ajute în seara aceasta să alegem cei 4 finaliști. Primii 4 finaliști, o să începem cu primul om, Dan Frânculescu, omul care o să fie alături de mine până la finalul sezonului. Mi-au promis medicii. Dan Frânculescu! Dan Frânculescu cade de fiecare dată când merge cu bicicleta și nu că-i bețiv, dar intră sonda la spițe. Asta... O glumă cinstită, că-i bătrân. Na, ce să-ți fac? Bine. Al doilea membru care va fi până contractele ne vor despărți, Adrian Nicolae! Vă rog să-l aplaudați! Adrian Nicolae sau modelul după care au fost desenate mascotele din reclamele Orange. El e Borange. Și al treilea jurat care este invitat în acest episod, care abia a ajuns cu cursa Birmingham căciulata, Radu Isaac. Salut, Radu. Radu Isaac e ca o mașină cu volanul pe dreapta. A trebuit scos din țară ca să valoreze ceva. Scuze, Radu. Okay. Da. Adevărul e adevăr. Haideți să trecem mai departe să... Bă, avem 4 dueluri foarte bune. Efectiv, vă jur, sunt cei mai buni comedianți din lume. Români? Da, aduși de peste tot, o să vedeți. Primul battle care deschide semifinalele. Vă rog să-i aplaudați pe Codrin Mândru și pe Eduard Rădoiu. Round 1. Lasă că începe tare. Salut. Edi Rădoiu, sau cel mai brânzos ospătar din București, arată de parcă de când s-a născut și până acum a mâncat numai jumări și a băut numai benzină. Ok, bună seara. Codrin Mândru. Codrin are ceva din Wiz Khalifa. Pentru că de fiecare dată când deschide gura mi-amintesc melodia aia, Black in Yellow. Oh. Edi are vocea asta de Scooby-Doo legat în curte. Ceea ce nu-i neapărat ceva de rău, că te distrage la faptul că nu poate să pronunți mai bine de 60% din ce zice. Ok, Shaggy. Codrin Mândru sau Cristi Minculescu dacă acesta jongla cu portocale la circ? Arată de parcă își prepară heroina într-o conservă goală de pateu. Într-un univers foarte puțin paralel, Edi e meșterul ăla care nu vrea să se descalțe și spune faianța strâmb în baie. Codrin este rugat anual de primăria capitalei să treacă în fiecare seară de vară prin parcuri ca să omoare țânțarii cu mirosul emanat. Emanat, tăticule. L-a și învățat. De 3 ori l-am repetat.
Edi arată ca afo de la Subcarpați dacă în loc de rap făcea sarmale. Codrina are freza la fel cum se purta pizda în 70. Boom! Auzi, o să adaug 1870 la coadă. Elisabetană, așa. Gata? Edi Rădoiu sau Shrek strica la burtă are o față care spune am cules mult prea multe căpșuni pentru vârsta mea. Codri Mândru sau Ciorna oricărui tatuator din Filiaș arată ca toate portretele desenate de băiatul ăla de la Iomor cu pula. Edi arată ca depresia, diareea și dependența de păcănele, toate în același timp. Codri Mândru sau Liliacu din Wuhan deține recordul mondial la cărat de păduc pe 100 de metri. Edi Rădoiu sau cel mai ofticos portar la Miuța? Pare că și-a luat așa multe mingi în freză că s-a hotărât să fie băiatul cu apa pe viață. True. Canibalii îl folosesc pe Codrin ca să crească supa. Bă! Eu v-am zis cel mai bun sezon din istorie. Bun început de semifinale. Bravo, băieți. O să începem jurizarea. Domnul Radu Isac. Acum, dumneavoastră, nu trebuie să dați spoiler cu cine votați, doar vă dați cu părerea, da? Ok, doar bun, cu părerea. Vă mai las să vă gândiți. Domnul Dan Frânculescu. Ce mă, n-a fost rău pentru început. Cum zice ție? Cum zice ție, flăcă? Mă glumesc. Edi, chiar m-ai surprins plăcut. Da, excelent. Nu, da, nu, de obicei adaugă la notă sau face câte o tâmpenie, nu mă surprinde plăcut. Acum chiar a mers și tu... Te-ai zbătut așa un pic, dar... Bine că te-ai trezit și ai ajuns, doamne așa. Îți mulțumim foarte mult, Dan. Radu, ești ok? Da. Vreau să plec înapoi în Anglia. Da, amândoi mi se pare că ați fost ok. Unul dintre voi clar mai bun, numai că nu pot să zic acum că aparent trebuie să ascund cine cred că o câștigat, deși toată lumea știe. Aș zice, știu ce mi-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut faptul că Codrin... Faptul că ai început tu, cred că te-a ajutat foarte mult pentru că Edi a avut glume mai bune ca tine și publicul nu a aflat. Ai avut o șansă la prima glumă și te-ai folosit-o foarte bine. Felicitări! Ca strateg bun, ca scriitor de glume, trebuie să mai lucrezi. Mulțumim foarte mult! Radu, Nicolae. Apreciez că ați venit foarte bine pregătiți. E reconfortant să vezi oameni care vin bine pregătiți și mai ales cu o energie foarte bună. Chiar am o vibrație foarte bună pe care mi-ați dat-o și la norocul meu probabil că în al doilea, treilea battle să cacă tot că știu cum cur chestiile astea. Dar deocamdată felicitări foarte frumoasă treabă. Ai început ca o pizdă de aia de pe TikTok. Hey guys! De scurt ai fost și doar un cuvânt reconfortant. Nice, nice. Păi, de la mai ții, pe mi-am însușit critica și okay. O să vorbesc numai cu fondul principal lexical ca să nu... Să înțeleagă și domnul Rădoiu. Păi, perfect, hai să aplaudăm încă o dată pe cei doi. Puteți să lăsați microfoanele și să începem cu jurizarea. Domnul Radu Isac, acum poți să spui ce simți. Clar, cine a câștigat, aș spune că doar încerc să-mi amintesc cine. Asta e foarte greu la mine. Invers de cum să Edi clar a fost mai bun. Codrin, ești mai tânăr, ai timp, nu? De unde știi asta? Am sperat că e mai tânăr. 23? 25 e mai... N-ai nicio șansă. Un sfert de vec. Ești mai bun la dat cu var. Ai ceva a tău, doar că nu rose battle în seara asta. Votul tău merge spre Edi Rădoiu, da? Edi Rădoiu, un vot. Nicolae. Da, eu o să merg tot pe mâna lui Edi Rădoiu și îl încurajez pe Codrin Mândru să aibă rezolvări pe cât de bune premise are și atunci o să fie super tare. S-a revenit Nicolae, s-a revenit. 2-0, Frânculescu... Da, degeaba, ca de obicei. Codrin, puteai să fii la fel de pregătit cum ai fost la calificări. Ar fi fost mai bine. Dar surpriza mea e Eduard. Bă, am notat 4 glume de la tine. N-am notat 4 glume în 5 ediții de la tine, jur.
Aia cu heroina, aia cu heroina pateu, imaginea superbă, pizda în anii 70. Ce să mai zic, bullseye, tătic. Liciu, deliciu. Și culmea, n-am prins, chiar dacă râd, n-am prins pizda în anii 70. Și... am prins pizda de 70 de ani, e altceva. Dar... iar aia cu acritul supei, excelentă și mișto, și construcție, și gândul, deci, da. Votul tău, 3-0 la Edi Rădoiu. Mai contează, dar da. Perfect. Edi Rădoiu, merge mai departe. Îți mulțumim foarte mult, Codrin. Edi, ne vedem în marea finală. Frate, mi-te rog. Ne vedem în marea finală. Să-i sugă ceafa. Ăsta a fost primul battle din semifinala 1. Urmează battle-ul 2. Nu sunteți pregătiți. Mirel Popinciuc, Vestu, Ciprian, Voiculescu! Round 2. A venit trubadurul, menestrelul, tatăl și fiul de la Sighișoara Festival. Salut, salut, bună seara, salut. Bună seara, salut. Salut, Mirel. Să nu vă mai rețin. Dumnezeu, e menestrelul și ăla care cere bani de la turiști. Purtătorul de pălărie. Da. Ciprian Voiculescu sau dai un band asta în scânduri? Acum 4 ani și-a făcut transplant de inimă, putea să mai aștepte, dar a dat cu mașina peste o capră și era păcat. Mirel Popinciuc e născut în zodia ciorditorului, cu ascendentul Romeo Fantastic. Potrivit tradiției, la 11 ani și-a dezvirginat prima soție, punând astfel cioară în fecioară. Ciprian acum ceva ani urca pe scenă la stand-up cu baston și ochelari prefăcându-se orb, când avea atâtea alte handicapuri mai ofertante. Pare genul de om care a încercat să-l impresioneze pe Becali știind crezul. Mirel Popinciuc, singura duduie care nu e în stare să-și facă un coc decent. Mirel e genul de borfaș care când bagă mâna să-ți ia portofelul, ți-o și freacă un pic. Ciprian Voiculescu sau cum arăți când trăiești din ce spică sub capace? Ca orice român adevărat, Ciprian a postat glume despre cutremur, cu toate că arată de parcă încă n-a ieșit de sub dărâmături. Mirel Popinciuc, cunoscut drept mușchetarul care și-a luat iapa de soție. Mirel e atât de isteț încât în loc să meargă la farmacie să-și ia ceva pentru constipație, a ales să-și o tragă în cur ca să aibă și el tranzitul regulat. Bă, da, te urăsc ăștia să mă rând dacă nu Popinciuc. În bolă, bă. Ciprian vorbește în versuri, dar mormă în infarturi. Merge zilnic în casele de pariuri, deși știe că banii grei ar face în casele de asigurări. Mirel e frumușel, educat, ușor naiv. Practic e genul de bărbat căruia dacă bate la o ușă, îi deschide marica în prosop. Ciprian Voiculescu, capul unui vânzător de înghețată pe corpul copilului care aleargă după dubiță. Face sex doar în abatoare și măcelării, că e singurul mod în care arată bine dezbrăcat. Atârnat de picioare între vaci. Când Mirel deschide gura, realizez că are urme de gay în el. Ciprian a slăbit mult în pandemie, că i s-a stricat scripetele la fântână. Pare că ne-am întâlnit astăzi aici ca să-mi dai cheia de la cazare și să-mi încălzești ciubărul. Excelent. Mirel Popinciuc este al treilea om în linia de comandă al clanului Dobitocilor. În familie îi se spune Iisuse Hristoase, pentru că se dă ultimul jos din căruță, nu înainte să necheze calul.
Ciprian Voiculescu sau cum arăți când faci grătare în codru? Îi plac mult grătarele, că la fel ca ele trebuie mereu să aibă cineva grijă de el și se poate stinge oricând. Nice. Ce zici? Din superstiție, Mirel încă se cacă în scăldătoare. El este și autorul zicalei: fie pis dacă dărea, tot mai bine în mama mea. A venit, mă, și versul, că... Bă, și a rezistat fără rime, bă, bă, ai stat fără rime, futui rimele, mă. Să ținu? A stat, gata. Minutul 93, fac. Bă, bravo, băieți, mi-a plăcut foarte mult. O să începem jurizarea cu Adrian Nicolae. În primul rând aș vrea să-l felicit pe Ciprian, pentru că eu mă așteptam să fie de o bătrânicioziitate rară, dar mai întâlnită. Și n-a fost decât la un moment dat. Și m-a surprins foarte plăcut, cu vreo două glume chiar memorabile, din care amintesc aia cu cocul decent și că atunci când îți fure din buzunar ți-o și freacă un pic. Și te felicit pentru asta. Iar Mirel Popinciuc e monstru, iar a venit în șlapi, iar a venit la mod, aici lucrez. Și cu această energie bună, din nou aș dori să apreciez faptul că ați fost atât de relaxați încât să vă bucurați și de glumele colegului, iar asta denotă un spirit de fair play pe care îl încurajez în toată omenirea. Și sunteți foarte tari, bravo! Dan! Da, foarte mișto, battle-ul. Ciprian, așa mă bucuram și țineam în mână și zic: bă, ce bine că ai scăpat de rime. Da, nu s-a putut. Da, bă, m-ai surprins foarte plăcut. Ai scris mai bine, ai reușit să nu mai faci mișcările alea de vodevil, să nu schimbi vocea. Da, a fost ok. Popinciuc, mă așteptam să placă toate glumele, mi-a plăcut 98%, dar na, mai merge. Pare bine că te-ai ras. Singura chestie, îmi pare foarte rău de Isaac, că nu știe ce s-a întâmplat data trecută. Nu știe nicio poezie, de-aia memorat. Am înțeles. Asta, într-adevăr, pentru că eu... Am înțeles de la voi doi că voi deja aveați o părere proastă despre Ciprian, eu am plecat fără nicio părere. Da, ți-au schimbat-o ei. El n-are nici internet în Anglia, așa că ăsta acolo nu e. Ce să mai înțeapă la vecine, așa că... Eu mă uit la Roast Battle din Polonia. Ah, ce drăguț. Patrivici. Da, în principal ce aș spune că amândoi ați fost foarte buni, dar nu la fel de buni. Aș spune, știi cum se spune despre niște oameni că sunt înaintea timpului lor? Mi se pare că Ciprian e un pic în spatele timpului lui. Da, doar asta e singura chestie. Mie nu mi-a plăcut gluma cu borfașul care ți-o freacă. E ca și parcă ai arătat că ți-e frică de hoți la fel de tare ca de homosexuali. De amândoi. Ar trebui să fii frică mai tare de hoți decât de homosexuali. Bă, de hoți homosexual. Hoți homosexuali. Hoți homosexuali, ok. Domnului din Anglia. Îi face educație ideologică. Dar aici, în țară, dacă vrei să rezolvi ceva. Aș vrea să nu mai fiți rasiști cu Mirel ăsta. Pare băiat bun. De ce să te iei? Uite-te cât de frumușel e. Ia-l în Anglia. Ați început cu cioară, chiar? Nu știu ce pot să zic de bine. Dacă prima glumă a avut cioară în ea. El vorbește albinosul ăsta, mă. Aș zice că amândoi sunteți niște comedianți foarte buni. Nu o să aleg acum cui o să-i dau votul meu, dar promit că o rezultatul votului o să fie 3-0. Vrei să vezi că nu? Bun, începem cu lăsați microfoanele. Primul vot, Adrian Nicolae. O să merg cu Mirel Popinciuc și cu cine dracu să mergi, că a fost mai bun, ce să vorbim. 1-0 Mirel Popinciuc, Radu. O să zic și eu Mirel Popinciuc. 2-0, Frâncu, fă, te rog să nu fie 3-0. Eu în cazul ăsta o să zic Ciprian Voiculescu, chiar meriți. Și să mai vii la Rose Battle, obligator. Serios, uită de rime. Mulțumim foarte mult, Ciprian. Bravo, Mirel, bravo. Treci mai departe, ne vedem în finală! Bravo, Mirele! Suntem între runde a 3 și runda 4, unde bine v-am obișnuit să facem un mic giveaway de la prieteni de la Explorado. Nu știu ce case aveți voi, cum stați. Eu m-am gândit săptămâna asta să dau un purificator de aer. Asta după ce a plecat Popinciuc. Nu știu exact ce face un purificator de aer. De rasă. Dar vom afla împreună. Trebuie să stai... avem o regulă, trebuie să stai în Pipera neapărat. E destul de scump. Adică nu cred că merge la aerul din Berceni. Scuze.
Regula rămâne aceeași, câștigătorul e ales de noi, juriu împreună cu public. Trebuie să faceți o glumă. Cum sunteți cu inspirația în această seară? Primul om care vrea să ciupească purificatorul meu. Wow, ce eufemism! Ia! Bună seara! Bună seara! Am și eu o glumă despre Adrian Nicolae. Ascult! Adrian Nicolae, acest posesor de buze care fac videochatistele geloase, este precum un gând înțelept prin vânt. Atunci când vorbește, toți din jurul lui mijesc ochii. A? Bă, okay. Da. Mulțumim, lider de boyband! Da. Și mult succes cu ulcica aia de galben de la capătul curcubeului. Nu mai reciclăm. Bună seara! Bună seara! Am o glumă despre Radu Isac. Acesta este atât de slab încât nu are nevoie de radiografie cu raze X și doar de o simplă fotografie cu blitz. Ok. Nu mai cântați cu taxi? Nu mai aveți cântări? Mai avem pe cineva sau trebuie să dăm între cei doi? Că n-aș vrea. Și așa. Salut! Salut! Frânculescu sau unchiul ăla bețiv de care mi-a zis mama să mă feresc? Adevărat! Salutări lui doamna Mimi, apropo! Să-și ia dinții de la mine de pănoptieră! Sigur se poate mai bine! Apropo, cald de salutări de la mama! Bă, a venit pin de la Subcarpați, fiți atenți! O, Coane, salut! Frânculescu sau Ciora din mână a făcut o dată în team building și se crede comediant. Adevărat. On all counts. Să nu scrii Vice despre asta. Că... Hai, mai luăm încă unul și gata? Sau aruncă uite, asta? Uite. Sau se duce la baie. Sunt... Nu. Mai avem. Salut. Salutare. Frânculescu sau omul a cărui inimă zice după fiecare bătaie, opa, așa. Adevărat. Adevărat, frumos. Adevărat. Da? Bravo, dar chiar bună. Cinstită. Da, frumos. Vă spărățeam și eu, a băgat capul să dea gluba, știi? Mai avem vreun om? Nu, atât. Aoleu, ce grea e viața. Pare că ultima a fost cea mai ok sau a treia? Mi-a făcut ultimul și construcție și... Dăm la ultimul? Cum te numești ultimul? Cum vă zice ție, tataie? Hai pe aici prin față să-ți-l dăm, că e bine că a câștigat un băiat mai solid, că e greuț, nu vă mint. Eu abia îl țin. E al tău purificatorul de la Explorados. Mulțumim foarte mult că ai participat. Aplaudați-l încă o dată. Și pe toți oamenii care au încercat. Bă, nu e greu da. Să zici glume, credeți-mă. Adică... Bun, s-a terminat battle-ul 2. Am dat și premiu, eu mi-am luat bănuții. Acum hai să dăm runda 3. Vă rog să priți cu căldură și cu dragoste. Este la jumatea serii, o să fie bine, aveți încredere în mine. Aplauze pentru battle-ul 3. Sorin Șetreanu și Dan Miron. Round 3. Fight! Bună seara! Dan Miron este improvizator, deci cum ar veni și sărac. Norocul lui cel mai mare care are un post asigurat de profesor de informatică în Urlați. De cele mai multe ori, după ce își perie părul, Sorin Șetreanu scuipă odată cu gemul de păr și sunetul pe care uită să-l înregistreze la podcasturi. Aici l-a atins. Dan sau Ion Creangă dacă lucra la Ubisoft? Pare genul de om care ar trece o bătrânică strada doar ca să o întrebe dacă vreau 1,5 milion, care îl un cod pe Revolut și poate să fac o combinație. Sorin Șetreanu are în același timp față de copil și față de pedofil. Practic, dacă îl prinde cineva că își dă o labă, poate să ia între 2 și 6 ani pentru abuz de minori. Dacă nu s-ar fi apucat de comedie, Dan Miron era acum vânzătorul la tur care tot face scheme cu înghețata de nu știți, o dă, nu știu, nu știu ce se întâmplă. Sorin Șetreanu seamănă leit cu matinalul pe care îl prezintă la Tana Nana. Nu e nimeni interesat de el. Nice. Cineva cu radio, uite. Mersi frumos. Dan Miron e atât de prost încât el crede că are un copil din flori pentru că numele soției lui e Violeta. După câte inele poartă pe degete, Sorin Șetreanu pare genul de om care adoră să se ceară singur în căsătorie și apoi să se laude că a pătat cerceaful. Dar n-are voie să țină copilul în brațe pentru că îl umple de păr. De fapt, lasă atât de mult păr încât în timpul verii are voie să spele doar în curte.
Apropo de asta, de câte ori se spală pe cap, Sorin Șetreanu scoate din scurgere câte un costel. Dan arată ca un contabil înainte de primul faliment. Mi se pare ironic că a absolvit finanțe și bănci, dar la taxă. Sorin Șetreanu, vrând să ducă mai departe pasiunea tatălui său pentru dansuri, a dat laba LED la liceu de coreografie din București. Așa este. S-a zis labă? Laba, LED. A, n-a fost laba, primul, LED. A fost un artificiu. Vreți să mai dai o dată de la început? Nu, no, e ok. Nu o întrebe mie. Nu o știe tata aia din astea. Deși Dan n-are cel mai frumos copil, măcar putem să fim convinși că e al lui. Atit, Sorin Șetreanu, sau fiul ilegitim al lui Johnny Depp cu un mop în mizerie, e născut în anul 2000, adică face parte din generația Z, tângâtul mătii la muncă. A terminat drăguț, mi-a plăcut. A luat-o greu. Domnul Dan Frânculescu, cum vi s-a părut duelul acesta a păroșilor? Subțirel, așa, tip. O ca o supă la plic pe care am mai pus niște apă, dar... Asta doar pentru că mă așteptam mult mai mult de la amândoi. Dar a apărut un battle nu între roster, ci între lideri de formație de rock de la liceu. Așa, v-ați unul de la pe unul de la ce? De la licee bune. Dar... Da, n-a fost rău spre final, dar a luat-o greu, greu, greu. Mă așteptam la mai bine. Îți mulțumim foarte mult, Dan. Adiță. Cu barba ta și cu părul lui, ce solist de la ZZ Top ar ieși? Asta în primul rând, că văd că a fost seara părului în roast-ul vostru. Au fost câteva glume bune, nu multe, dar exact cât să nu zici, mă, a fost nașpa, știi? Adică efectul pe final a fost... Știi când ți-e poftă de o friptură, dar și piureu. Da. Nu e numai zgârciuri, știi? Exact, da, da, da. E bun că, nu, e genul de roast la care poți să zici, bă, e bun că n-are oase. Știi? Dar știi cum e? Câștigă și o pâine, bă, da, nu? Mâncă o pâine. Nu dă cap la om. Deci au fost câteva glume drăguțe, dar niciuna la care să zic, Doamne Dumnezeule, bravo Mirel, știi? Foarte urât. Mulțumim foarte mult, Nicolae. Radu. Da, într-adevăr, prima bătălie e greu de judecat. Amândoi ați fost, ok, dar aș spune un pic prea drăguți. Și păcat că amândoi sunteți urâți. Adică aveați căcatul cu care să fiți muiști unul cu altul. Și asta vine de la Isaac, adică da, până la mea. Da. Îți dai seama. Ce vreți să spune? Ce vreți mai să bine spuneți? Ca băieții ăștia doi? Stați, mă, cum ai... Da, Nicolae, care a zis că este seara părului în pula mea, zic. Nasul mare înseamnă, în general, pula mare. Egal frumusețe. Ok, astea fiind spuse, da, amândoi ați putea să fiți un pic mai buni. Faptul că Dan Mironi e contabil, nu știu dacă asta e lucrul meu favorit. Pe pământ. Rămâne, da? Rămâne ce ai zis, difuzăm. În afară de ultima propoziție. Bun. Asta, iar s-a bășit o doamnă. Cineva tot fumează. Mai dăm un purificator imediat. Ai grijă. Puteți să lăsați microfoanele. Hai să vedem votul. Sper să fie strâns. Sper să fie de la 1 la 1. Nu mă pune pe mine că trebuie să adun niște zecimale. Pagă Nicolae. Domnul Dan Frânculescu. Băi, e foarte greu. Mă așteptam să văd niște glume genul ăla la care aș fi vrut să le dau eu. De fapt, au fost glume, n-aș fi vrut niciuna să o dau dintre astea. N-ați băgat pizda asta, n-ați băgat nimic de pizdă, greu. La mine am trecut așa, băiatul cu părul în sus și băiatul cu părul în jos. Așa că o să merg pe Dan Miron în seara asta. Dan Miron, un vot, ok. Radu Isaac. Eu o să țin tensiunea până la final și o să merg pe Sorin Șetreanu. Wow! 1-1, nu mă așteptam. Ai văzut? Încântător pentru public. Nu, sunt cu mine, i-am câștigat de la prima glumă. Asta că n-am zis măcar o dată de ce. Bă, aia cu zât. A plutit așa, dacă când a dat-o pe aia, am râs și noi, a râs și sala, deci foarte bine. Domnul Nicolae, vă rog, faceți această departajare. Cu 3.50 la 3.25. Wow. Câștigătorul din această seară este...
Dan Miron, felicitări, Sorin, Dan poți să te concentrezi. Îți mulțumim foarte mult, Sorin. Dan, ne vedem în marea finală, felicitări. Nadia, Montreal, tati. Montreal, da. Ești prost la 0,25. 0,25 a fost. Ah, Doamne, matematica nu minte. Bravo, bravo, alițuiști. Voi cum a fost? Ce departajare ați avut? Nici nu calculați. Câte glume notezi. Rânculescu a desenat un coi. Să arate că a desenat un coi. Nu mă, stai, ești tu. Ăsta a fost duelul cu numărul 3. Ultimul battle din acest episod va fi între Florentin Păune și Teodor Abagiu. Round 4. Bună seara. Bună salut. Seara. Salut. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Florentin Păune, acest lemur pătimaș, a tras la un moment dat un fum de iarbă, i-a venit rău și s-a angajat în poliție ca să se răzbune. Abagiu, sau cum arăți după 25 de ani de băut tutti frutti și umflat iedul la pompă? Abagiu arată ca un motociclist din Cernica. Florentin Păune sau Johnny Bravo spălat cu levănțică? Aleargă la maratoane, face baie în cascadă, urcă munți, face aikido. Bă, orice, ca să nu, numai ca să nu citească o carte. Abagiu, acest lică să mă dă o dezlatina. După ce a terminat un ATC-ul, a fost păcălit că nu poate juca în moara cu noroc, pe motiv că era moara bolnavă. Săracul credea că o să moară moara. Bă, unii au fost considerați foarte mult timp o specie decorativă. Și înțeleg de ce. Florentin arată în același timp a model de cataloage la Avon și a vânzător de cataloage la Avon. Probabil ați recunoscut pe Abagiu din filmul Team Building. Rolul lui a fost interpretat de Adrian Nicolae. Florentin Păune sau stațiunea Costinești, dacă ar fi o persoană, pare că are personalitatea formată din povești de la majorate, în care aproape a făcut ceva. Yes. Abagiu a vrut să se costumeze de Halloween într-o fântână de ciocolată, de-aia se tocă ca în poziția de lumânare. Florentin Păune e genul de om care încerca să te convingă în liceu că trainingul lui Adidas e original, dar nu știi tu firma. Înainte mi-a povestit de tricou de la Bagabond. Abagiu era așa urât la naștere, încât doctorii au început să plângă. Dacă Abagiu ar fi o rață în coteț, cățelușul ar fura în scârbă. N-am vrut să rimeze, n-am vrut. Bună seara, DAC TV. Să mă bravo, bravo. Lui Florentin Păune i s-a zis să-și facă un drum în viață, așa că a intrat pe Waze. El aplică legura de 5 secunde de la mâncare la orice. Azi a mai împins o femeie la metrou. Când am auzit că Abagiu e sunetist la The Fool, am crezut că nu aud bine. Okay. Dacă Beethoven ar avea auz pentru o zi, după o secundă cu Abagiu s-ar sinucide. Da. Florentin Păune nu are față care cere pumn, dar tot primește. Florentin arată ca Liviu Vârciu dacă piesa Ochii tăi era despre cataractă. Abagiu, această pată de căcat din WC-ul comediei. Oh. Cu mânușa i-a dat-o. Muștele buzei ca să nu mai audă pe Abagiu cum pune muzică. Bă! Pentru oia care au pus pauză la mijloc, că le-a sunat curierul, super episod. Mi-a plăcut. De ce nu mai zis, mă, bocea și o să mă piși? Nu știu, Frâncu, abia, na. Știi că durează. Cu cine să încep? Mi-e foarte... Radu Isac. Mi s-a părut cea mai bună roast battle pe care l-am văzut în viața mea. Vreau să vă felicit din inimă. Vezi, problema la voi e că semănați foarte mult și dacă vă băteați pula de cum arată celălalt, e ca și cum ți-ai bate pula de cum arăți tu. Asta mi se pare că n-ați mers foarte mult în direcția aia, dar parcă nu a fost suficient de personal pe cât mi-ar plăcea mie să simt că v-au făcut să plângeți unul pe altul. Au făcut sens propoziția, sunt convins. Da, nu, da, păstrăm, da, se dă. Chiar. Ok, mulțumim, Radu. Da, un battle bun și eu sunt convins că mă uit la episodul următor. Păi dacă vei fi invitat, nu știm. Dan. Mie mi se pare că a fost blat, că voi sunteți frați, frate, n-are cum.
Chiar semănăm atât de tare? Da. Cine a spus asta dintre voi? Și din fericire semănați și la glume, pentru că au fost una și una, așa ca floricelele au explodat, extraordinar. O să-mi fie foarte greu, așa că las pe prietenul meu Buzat aici să... Într-adevăr, pare e o poveste gen Clanul aici. Pare că voi sunteți separați la un moment dat, frați buni, unul s-a dus în poliție, unul s-a dus în cloaca cluburilor de comedie și acum e episodul cu reuniunea. Așa. I-am lipit la sfârcuri. Așa. A fost ciudat, dar pe de altă parte e foarte ușor să adun sutimile, că e... Nu acum, Adiță? 0,5 ori 7 la amândoi. Acum fă Adiță de partajare între 3,50 și 3,50. Nici o glumă cu 0? N-a fost nicio glumă cu 0, nu. Nu, și eu aș zice, cum a zis colegul și prietenul meu, Radu Isac, doar unele din glume au fost personale. Restul au fost cam interșanjabile, așa, se puteau aplica la oricine. Pare că sunt din bagajul cu glume pe care le aveți de la fostul battle și au rămas nedate și le puteți da acum. Dar și mustățile, și mustățile la fel. Să bașcă, știi? Aș fi vrut să fie ceva foarte țintit pe ăla, așa, la toate glumele, nu doar la 3-4. Atâta. Vezi, am terminat pe aceeași notă pe care s-a terminat și battle-ul vostru. A fost mai bine puțin la tine. Radu Isac, votul tău. Puteți să lăsați microfoanele, iertați-mă. Radu Isac. Doar după reacția publicului, mi se pare că Florentin Păune a avut un pic, doar un pic mai bun. Teodor Abagiu, ne pare rău. Nicio problemă, rămâne angajat, e ok. Salar. Dan Frânculescu, votul tău. Florentin Păune. 2-0, mulțumim frumos. Nicolae... Eu o să-i dau un punct lui Teodor Abagiu. Că luptă. Că până la urmă, ce pula. Teo, îți mulțumim foarte mult de participare. Florentine, vedem în marea finală. Ne vedem acasă. Tine. Da. Las că vorbim noi acasă. Asta a fost prima semifinală. 4 dintre ei merg mai departe în finală. Pentru 4 s-a stins flacăra speranței în această seară și voi ați fost martori. Da. Simt să aprinzi iar un Icos de la, da. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături. Aplauze pentru toți oamenii care au urcat pe scenă această seară. Aplauze pentru juriu. Voi. Mulțumim voi. Foarte mult, Explorat. Vă mulțumim, Vlad Casino, pentru susținere. Vă mulțumim pentru like-uri și pentru comentarii pe care vă promitem că le citim. Atât din partea noastră, ne vedem la semifinala cu numărul 2. Slană Mariane, vă pup. Pa.